Situația este îngrijorătoare în Mehedinți. În o localitate a depășit rata de infectare 4 la 1000 de locuitori. Este vorba despre Burila Mare, care este urmată apoi de municipiul drobeta severin Pe locul 1, la cele mai afectate localități din județ, rămâne în continuare Braniștea, cu rata incidenței cumulative de 6,59. Situația se înrăutățește și în județul Mehedinți. Alte 65 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 de la ultima raportare și alți trei mehedințeni infectați au decedat. Este vorba despre doi bărbați cu vârsta de 73 de ani și o femeie cu vârsta de 75 de ani. Toți sufereau și de alte comorbidități. Tot mai mulți oameni își pierd viața în lupta cu boala, iar categoria cea mai vulnerabilă rămâne în continuare cea a persoanelor cu o vârstă înaintată. Tot Odată în județul Mehedinți rata de infectare este de 2,27. 18 localități au depășit pragul de 1,5, iar cele mai afectate sunt Braniștea cu 6,59, Burila Mare cu 4,02, Drobeta Turnu Severin 3,94 și Izvorul Bârzii cu 3,93.